CS Mioveni a obținut luni semnătura unui jucător care a impresionat acum 2 ani când a mai evoluat în Liga 1. Este vorba de portughezul Ricardo Valente, atacant de 31 de ani, care ultima oară a evoluat pentru Ionikos în Grecia. Fotbalistul și-a făcut junioratul la Porto și Lech Soeș. A jucat apoi pentru echipele din ligile inferioare din Portugalia, AS Moritz, Aliados Lordelo, Fafe, după care a trecut la Feirense, Lech Soeș, Guimaraes, Pacoș Ferreira, Maritimo, Hatta în Emirate, Tondela, Gazmetan Mediaș, Tuzla Sport în Turcia și Ionikos Grecia, acesta din urmă fiind ultimul club la care a evoluat. Pentru Gazmetan Mediaș a jucat în 31 de meciuri și a marcat 10 goluri. Valente a marcat 26 de goluri în prima ligă portugheză și 10 în Liga 1. În compartimentul ofensiv al Mioveniului mai sunt, după plecarea lui Rusu, Ștefan Blănaru, Albert Voina, Liviu Antal și Tiberiu Coman.